Momentul incidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere. Se observă cum polițistul este lovit de agresor la câteva secunde după ce s-au întâlnit pe stradă. Polițiștii care s-au deplasat la locul sesizării l-au identificat pe agresor ca fiind un bărbat de 43 de ani din Târgu Jiu și l-au condus la sediul poliției pentru efectuarea de cercetări. În cauză s-a întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Bărbatul a fost reținut în scurt timp de polițiști și dus la audieri, după care a și primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Procurorii au deschis dosar penal pentru ultraj, chiar dacă polițistul era în timpul liber, fiind vorba despre un conflict legat de serviciu.